este nevoie de o viziune nouă pentru soluționarea problemei transnistrene și, în acest sens, sunt trei precondiții pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească pentru a avansa în soluționarea problemei transnistrene. 1. Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova. 2. Evitarea monopolului din afară asupra unor sectoare din economia Republicii Moldova. Și 3. Realizarea schimbării în Republica Moldova pentru a avea o guvernare corectă. Energetică poate fi asigurată în măsura în care Republica Moldova va fi conectată la sistemul energetic european. Respectiv, în măsura în care Republica Moldova va fi conectată la rețeaua europeană de gaz, printr-un gazoduct, un proiect care a fost elaborat, pregătit, dar neaplicat, un gazoduct Drochia-Bălțiaș, ne va permite să ne conectăm la sistemul de gaz european și, respectiv, să nu avem o problemă în privința unei poziții mai ferme, mai tranșante, în ceea ce privește regiunea transnistreană. Din păcate, după 17 ani, constatăm că nu a avut loc o evoluție pozitivă în rezolvarea acestei probleme, ci s-au căutat doar, să spunem așa, încercări de prezentare a unor asemenea evoluții prin declarații făcute la nivel înalt sau foarte înalt a conducerii din mai multe state.